Haideți-mă! Cred că de data asta o să ne dea ceva noroi, pentru că toată zona era noroioasă. Și foarte alunecos tot. Bună dimineața, simpaticilor! Bună dimineața! Dragilor, vă invidiez un pic. Sunt convinși? Am auzit că aseară a fost o experiență pe care nu o are toată lumea. Nici măcar în Asia Express. A fost tare. Foarte tare. Îmi povestiți puțin? Am fost într-un trip, ni s-au arătat dansurile lor populare, tradiționale, care seamănă un pic cu al nostru, dar nu departe de dansurile noastre. Da. Am înțeles că vi s-au prezentat și niște arme. Da. Ce îmi puteți spune despre asta? Cu o suliță vânau, cu două scuturi se apărau și de aici ne zici tu. E, da. Ați fost într-un trip de războinici. Eu v-am avertizat. Așa că trebuie să demonstrați că sunteți niște adevărați luptători. Mai este foarte puțin până în Taiwan. Deocamdată, ăsta este scopul nostru. Să ajungem acolo. Și pentru asta o să ne luptăm astăzi puțin, dar să știți că aceste sulițe au un vârf perne. Ok. O să stați pe cei doi piloni și o să vă împungeți cu cele două sulițe cu perne, da? Cine va cădea, va pierde. Două căzături din trei pentru a obține un punct sau pentru a câștiga meciul. N-ar fi un joc neapărat dur, că în vârf avem două perne cu care trebuie să ne împungem și să ne tăvălim în noroi. Spic și Ștefania au ajuns la mine ieri primii. Ei vor hotărâ împotriva cui se vor lupta. E greu. Cum ar fi să mă bat eu cu unul din băieți? Să fie cu o fată. Și am zis, baby, ești a mea. Sunteți de acord cu asta? Da, normal. Nu că ar conta, dar... Nici nu ne-am fi dorit să ne batem cu Ristei și cu... De ce, mă? V-ați suntem dorit? Pașnici. Practic, păi eu să mă bat cu un băiat? Pașnici. Mi-e frică să nu mă muște Ristei. Să turbeze. Până la urmă... Într-un fel sau altul se va ajunge acolo. Ta-na-na-na. Pentru că cine va câștiga prima luptă... Intră în finală. Va juca finala. Dar o să începem cu băieții de data asta. Și prima luptă va fi între frații Ristei... Și frația Bagiu. Și frația Bagiu. Apoi Ștefania cu Spic împotriva echipei Cătălin și Ada. Cu cine se luptă Florin? Cu cine se luptă Dan? E greu. La noi e cel mai greu să decidem. Radu vine cu o idee logică de altfel. Hai să luptăm în funcție de vârstă. Radu e mai tinere decât Abagiu, eu sunt mai tinere decât fratele. Deci eu cu Radu, Abagiu cu fratele. Bine, dragii mei. Florin și Radu. Încep juniorii. Să vă pregătiți. Ha, nu. Eu vreau să mă descalz ca să nu... Sigur, sigur că da. E mai safe. Și că e mai safe să nu te descalzi. Dar n-am altă, Dita, și... Alte șosete te mai am. Da, Radu, cred că după proba asta trebuie să-și mai dea o mână de vopsea în cap, că s-ar putea să se ducă la prima spălare. Să înceapă lupta! Noi din start, de când am văzut despre ce este vorba în jocul ăsta, am știut că nu e un joc care să ne facă nouă plăcere într-un fel sau care să-l putem cinste, juca. Cinste, în primul sau... rând. Ce fac, mă arunc în apă direct? Nu te arunci în apă, vorbești cu omul, explici frumos care e situația și te dai jos. Dacă crezi în tipul ăsta de exercițiu, go for it. Nu cred. Și atunci, n-am fost crescuți așa și n-am venit aici să ne... Războinicilor, atenție! Pe locuri! Fiți gata? Porniți! Succes! Să-mi zici când ești pregătit. Ești pregătit? Îi văd un Radu firav care pășește gingaș. Radu, e sigur că vrei să faci chestia asta? La burtă, la burtă, la burtă, la burtă! După cum îl văd, nu-i foarte hotărât, după cum ține mociuca aia în mână. La burtă, la abdomen, la abdomen! Se ține bine, se ține bine! La abdomen! La abdomen, mă! Asta o să nu-l lovesc în zona de mijloc. A doua rundă! Haideți! Bravo! Dan și Alex acum. Și vine Abagiu. Vine Abagiu. Dan, eu am o discuție de făcut cu tine.
zic, băi, poate vrea să zică să nu-i dau în cap. Stai să ne dea Gina startul. 3. Nu putem negocia? 3, okay. 2, 1, start! Zi. Eu nu lovesc cu chestia asta. Nu cred în violență și părinții mei nu m-au crescut așa. Asta mi se pare un joc foarte violent. Îți spun sincer că poți să mă atingi ușor pe mână. Dar și văd foarte joc, bine pentru echipa ta și cad jos. N-am nicio problemă. Nu, stinge Gina, eu nu am cum să fac asta. Bine. Îți mulțumesc. La ce a fost asta, Alex? Asta a fost o declarație de pace. Nu, a fost o declarație de non-violență. Atât mama mea cât și tatăl meu au fost total împotriva confruntărilor fizice și pe mine și pe fratele meu ne-au crescut doar în această direcție. Dar există, e o pernă în capăt acolo. Eu te cred, Gina, dar cu pernă, fără pernă, a da niște oameni e un lucru violent și nu vreau să fiu asociat cu chestia asta. N-am fost crescut așa și nu e unul dintre principiile pentru care am venit. Dar nici noi n-am fost crescuți așa. E regulă. Să știți că există sporturi. Sunt mai mult decât mulțumit cu acest rezultat. Există competiții care nu trebuie neapărat să fie agresiv ca să câștigi o competiție sau un meci. Eu nu am fost învățat. Nu am fost crescut cu violență, eu nu pot fi violent. Asta nu e o luptă pentru mine. Hai. Next. Și boxul e o probă olimpică. Și boxul implică violență. Ok. E proba în sine. Bă, mie nu mi s-a părut violent, adică mi s-a părut foarte fun. N-are rost, dacă nu mai vrea, n-are rost să-l mai puneți să... Ba da, de ce să nu jucăm după regulile jocului? Nu te lovești, Alex. Până la urmă, pentru noi asta a fost povestea aici. Regulile jocului spun așa, să jucați și să vreți să câștigați. Trebuie doar să te împingi cu buretele la nu te lovești. Dar nu te lovești. Cătălin, luptă-te până la sânge, te rog eu. Fă ce vrei tu să faci cu bățul ăsta. Nu e ceva cu care eu am crescut. Nu face parte din principiile familiei mele. Dar nimeni n-a crescut, Alex, așa. E ok. Eu când eram cu minte, mama venea. Asia Express înseamnă competiție de la început până la sfârșit. E o competiție, va fi o competiție între trei echipe, Gina, e regulă. M-am simțit prost, adică la modul ce c***o ai mei m-au învățat să bat copii pe stradă sau ce? Eram așa, nu adică este... noi dacă acceptăm să facem asta, suntem diferiți? Hai! Vă mulțumesc, guys! Felicitări, dragii mei! Felicitări! Cea mai ușoară victorie! Ai luptat bine, Dan! Bravo, Dan! Ținem că el ține foarte mult la felul în care arată, la imaginea lui. Și probabil că el a considerat că dacă cade în urești, se murdărește, o să fie penibil la televizor. Dar tot show-ul ăsta degeaba. Poftim? Ai făcut tot show-ul ăsta degeaba. Nu. De ce să mă prefac? Chiar cred în asta. Nu vreau violență. Frații Ristei sunt finaliști, oricum ar fi. Ăsta i-a părut rău, ăsta voia să pleznească pe cineva. Vreau și eu să dau un cap cuiva cu măciuca aia, dar n-am avut ocazie. Eu când am văzut că, nu știu, Ristei au intrat în finală fără să facă nimic, zic, ia uite cum ne-am ales noi, Abagii, dar nu știam. Hop, 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 hop. Ușor, spic! Era să cad dinainte să urc pe bușteanul ăla. Vezi că eu am armă! Bravo! Vezi că ești intenționat! Ce-ai făcut, Gogule? Hei, 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 ce mai faci? Udă și tu așa! Hai, nu și începem! În 3, 2, start! În gură! Și el mi-a dat-o, poc! I-ai dat în gură? Nu, în piept i-am dat. Zic, păi, ești prost, de unde a venit asta? Eu am zis că, bă, hai să ne jucăm, nu-mi dai direct, adică el. Cătălin, dar tu parcă ai făcut lupte, nu? Am făcut și box și... Și Ruibi, 12 ani și Campos. 3, 2, 1, start! Iubire! N-am dat la față, la piept i-am dat. El făcând sport de contact, el știe exact unde îți pierzi echilibru, unde e mai ușor să dea în tine. Și s-a gândit prea mult. A făcut așa odată și l-a pus pe Ștefan în mâl. Și mi-am luat un bot. N-ar trebui să dăm la față, Gina. Da, nu dați la față, băi. Nu, n-am dat la față. Nu, i-am dat în piept. Ți-am dat la față? A fost și lovitura, adică am simțit-o, dar a fost mai mult și împinsă treaba, mai mult a avut forță să-l împingă, da. Nu să-l lovească. Nu a fost dureros. Stai. Hai, schimbă-mă, duc acolo. Ei, ușor, easy. Mamă, ce greu e asta. Nu vrei să-l faci, eu scădeam în două. Nu pot, frate, să dau în tine. Mai din spate puțin, că nu o să poți să ajungi până la ea. 3, 2, 1, start! Că nici n-a ajuns la ea! Haideți, măi! Dar puteți să vă dați și peste armă! Așa, dai peste armă!
Mi-am dat seama că noi n-ajungem cu peții una la alta. Eu n-ajungeam să o ating pe ea și începe mine. Soare, nu mai e aia decât poate îți dă cu perna în cap. Lovite-o așa! Așa, dați în perne! Am avut o criză de râs. Și eu, exact ca și Ștefan, am luat-o foarte în Caterin. Hai, Ștefania! Ești în luptă! Hai! Haide, măi! Ada, nu mai da așa, dacă vreau să-ți să țin în mână! Aruncă bățul cu totul! Arătați fix ca două țoape pe doi bușteni din aia care... Așa! Era ciudat că n-ajungeați una la altă, adică... Pentru unul care venea pe plantația să-i suită așa. Ce fac alea, mă, acolo? Hai! Dă-i, că tu șeri, scuze, tu dă-i! Pe lângă faptul că non-stop am zis, scuze, iartă-mă. Nu, da, aici am... a fost super fun. Nu reușeam să ajung la ea, nici ea la mine, niciun fel. Stai! Nu e pe stat! Vai, că nu poți! Vai, dai-ți fetelor, că am o amuletă de stat! Împinge! Stai puțin. Oh, scuze, n-am vrut să dau la față după aia. Ah, nu, îmi par, scuze, n-am vrut, scuze. Hai, adu-ți. Bine, adu-ți. N-am atins-o pe Ada și am căzut eu. Nici măcar n-a fost nevoie să mă atingă Ada, că am căzut singur, m-am predat, practic. Hai, am pe față. Ia, și mă, n-am vrut. Pregătite? 3, 2, 1, start! Stai! N-avea deloc forță să mă împingă. Bă, deloc, adică era gen... Hai, atât! Hai, nu mai sta, măi! Măi, concurs, măi! Nu mă vă mai cere scuze, o râs în continuu. Ea mai mult râdea decât să lupta. Dă-i! Împinge-o așa! Nu te lua după ea! Așa! Dă-i adus! Așa! Genui! Felicitări, brigada! Avem două echipe finaliste! Frații Ristei și brigada! Urmează prima rundă din final. Eu cu Cătălin. Ne luăm locurile. Mă uit în ochii lui Cătălin. Văd ura. Start! Uai! Bine! Hai că mă duc singura! N-aș vrea să fiu în locul lui Florin. 3, 2, 1. A, dacă tu nu l-am barba, am văzut stele verzi, am căzut în apă. Am înțeles cum joacă. Bo. 3, 2, 1, start! Și mi-a mai dat o muncică mufă. Florin, ești ok? Da! Și acum, da. Cu Ada. Să nu dai tare, bine, te rog! Că eu nici nu o să ajung la tine cum trebuie. Să nu dai tare în mine, că eu nu-l mai vezi pe Cătălin, că l-o bătu pe frate tău. Nu, lasă că mă duc, mă lupt până la capăt. Stai un pic, Dane, așteaptă un pic să ajung, peste două săptămâni o să fiu acolo. Să nu dai tare, bine? Ce mai din spate, dacă nu s-a de unde e mai bine? În cazul în care pierde Ada, va mai fi o luptă între Cătălin și Florin, da? Da. Pregătiți? Nu. Ada s-a luptat puțin, cum să zic, viclenește. Sunt un suflet bun, Ada, să știi. Vreau să... Pregătiți simpaticilor. Pregătiți. Hai, Ada, că chiar poți. 3, mare, Ada, sunt poți. O femeie slăpândă, să 1, știi. Start! Ada, poți. Așa, Ada, haide. Când ajungeam cu măciucaia la ea, îmi zicea să o menajez, să fiu atent, să nu dau tare. Dar când ea ajungea cu măciuca la mine, nu mă ierta. Știi cum e câinele ăla care vine ușor așa pe lângă tine, ți se pare că te împrietenești cu el și te mușcă? Cam așa cred că a fost. Ghiti, lasă-mă face, ghiti. Hai, Ada! Hai, că nu mă S-a udat puțin. Păi dacă faci dans... Tu ți-ai căutat-o, Ada? A fost funny. N-am vrut să dea, că dacă îmi trăgeam una, cred că zburam până acolo. Nu mai pot! Hai, adu-ți! Mai poți, haide!
Gata! Gata ce? Hai, împinge-mă! Nu mai pot! Bravo, Emilia! Și vom asista la o luptă între Florin și Cătălin. Ai zis 3, 2, 1. Gina, el era deja cu mociuca în fața mea și eu nu puteam să-i țin mociuca tot în fața lui, pentru că n-ai cum să ții două mociuci în același loc. Stai! Uai! Așa trebuie să faci din prima. Deci o luptă te pune? Nici nu mai aștept podețul ăsta de la omul ăsta, mă sui singur pe mizeria asta de postament. Mai încerc o dată, mai am o singură șansă. Nu la față! Și omule ăsta se câștigă o se pare că și-a dorit mult amuleta. Mor, mor. Eu în acest moment mor aici. Mă bucur că acum nevasta nu ar să mai zic că am câștigat o amuletă. Iubire, a șaptea, dar a fost un anul la noi. Poate spargem și ghinionul și ajungești la imunitate. Nu ți-am zis niciodată rău despre asta. Dragilor, am o amuletă, dar vă dau după ce vă spălați. Felicitări! Ce să ne mai spălăm? Trăiește mare aventură Asia Express pe antena play.ro. Ai episoade integrale, fără pauze publicitare.